Salutare și bine ați revenit pe canalul meu. Suntem în toamnă oficial, tocmai am trecut de echinocțiu de toamnă și vreau ca să vă prezint un parfum care se pretează foarte, foarte bine pentru acest anotimp. Eu am recenzat undeva în primăvară un parfum al aceleiași case, respectiv For Him, de Narciso Rodriguez, varianta apă de parfum. De asta dată vreau să vă vorbesc despre For Him, apa de toaletă. De la bun început vreau să vă spun că cele două flancăre sunt total diferite, astfel că nu vă așteptați ca apa de toaletă să fie o variantă mai light a variantei apă de parfum sau că apa de parfum este o variantă mai concentrată sau mai longevivă, comparativă cu Narciso Rodriguez. Sunt două parfumuri complet diferite. Cel de față, apa de toaletă, este creația lui Francis Kurkdjian, pe când apa de parfum este anonimă. Nu există un parfumier, cel puțin oficial, eu n-am găsit informațiile cine se află în spatele flancărului în concentrație apă de parfum. Haideți să revin un pic la cel de față. Cel de față, Narciso For Him, a apărut în 2007 și, așa cum v-am spus, este creația lui Francis Kurkdjian, unul dintre parfumierii cei mai apreciați și cei mai pe val din noua generație de parfumieri la nivel global. Pot să spun că, din punctul meu de vedere, îi apreciez munca, îi apreciez și parfumurile. Am testat câteva parfumuri creație a lui Francis Kurkdjian și categoric se diferențiază de ceilalți parfumieri din generația veche sau școala veche de parfumerie. Pentru că, în primul rând, tot ceea ce scoate el, în special pentru anumite case, pot fi încadrate cu ușurință ca și calitate de nișă sau arome care transpun mai degrabă o nuanță nișată a parfumului în sine. Narciso Rodriguez cu acest parfum pur și simplu a dat o lovitură. Acum nu știu câți dintre voi sunteți familiarizați cu parfumele lui Francis Kurkdjian. Eu am mai amintit de el, în special clasicul Le Male al lui Jean-Paul Gaultier. De asemenea, a mai făcut foarte multe parfumuri din linia Essence a lui Eli Saab. De asemenea, are o casă de parfumerie proprie cu celebrul Baccarat Rouge 540 sau Grand Soir, ca să amintesc câteva din bestsellerurile acestei case de parfumerie. Plus că a mai creat foarte multe parfumuri pentru casa Burberry. Chiar am recenzat recent Burberry Indigo, care, v-am spus, are o notă acvatică foarte, foarte bună pe care eu o pot tolera sau o pot accepta. Haideți să revin din nou la acest parfum. V-am spus că e un parfum de toamnă, categoric poate fi purtat în acest anotimp, conform notelor pe care le găsesc expuse pe site-ul Fragrantica. Sunt doar 4 note, ele nu sunt sparte pe cele 3 etaje, ci am să vă citesc exact cum sunt ele puse pe Fragrantica. Deci avem violetă, frunze de violete, avem paciuli, avem chihlimbar și avem mosc. Cum miroase acest parfum? Miroase foarte, foarte umed, e ca și cum ai mirosi frunza unei plante după ploaie, în special frunza unei plante aromatice, în cazul de față o combinație de violete și paciuli. Mulți asemuiesc senzația acestui parfum ca fiind mirosul betonului după ploaie sau a asfaltului după ploaie, care are un miros un pic antropomorfic, artificial, umed, apos. Eu nu fac nicio conexiune cu acea senzație. Mie, în schimb, îmi miroase ca și cum sunt deasupra unei tufe de plante sau deasupra unei tufe de violete după ploaie sau după ce au fost stropite intens cu apă rece și, mirosind, îți dă acea senzație de prospețime, de apos, de hidratat,
de plantă verde crudă și hidratată. Miroase excepțional acest parfum, categoric calitate de nișă în el, ceea ce e foarte, foarte bine pentru că îl găsești la un preț de parfum de designer. Plus că acest parfum nu este foarte popular în rândul celor care consumă produse cosmetice masculine. Ca idee, puteți să întrebați cunoscuții dacă au auzit de For Him al lui Narciso Rodriguez și veți putea vedea exact reacția lor. Sezonul sau anotimpul când acest parfum poate fi purtat toamna și primăvara, când temperaturile sunt în tranziție de la cald către rece și viceversa. Ca și ținută, un casual în sus, vârsta celui care ar trebui să poarte sau ar vrea să poarte acest parfum, un minim 25, poate chiar 30 de ani, este un parfum suficient de matur, dar și suficient de masculin. Chiar dacă are multe elemente mai degrabă către parfumeria feminină, mă refer aici la Kichlin Bar și Violetta, ele sunt foarte bine antagonizate și trase înapoi către zona masculină de către paciuli și mosc. Excelent miroase. Deci ăsta e un parfum care ar trebui să stea în colecția oricărui bărbat care își dorește să aibă o colecție cât mai variată și cât mai colorată, între ghilimele, de parfumuri. Ce aș mai putea să vă spun despre el? Prețurile. Prețurile variază pentru concentrația apa de toaletă între 200 plus minus 30 de lei, varianta de 100 de mililitri. Inițial s-a găsit și varianta de 50 de mililitri, eu nu prea am găsit prețul pentru ea, dar pot să-mi dau cu estimarea și să vă spun că varianta de 50 de mililitri o veți găsi tot în jurul valorii de 200 de lei, probabil undeva la 175, în jurul cifrei acelea se va învârti, poate un pic mai jos către 150 de lei, varianta de 50 de mililitri. Nota mea pentru acest parfum este 9,5 pentru că văd cât de unic este, îl pot compara sau pot să îl diseminez. Nu, hai să nu zic diseminez. Îl compar cu tot ceea ce am avut și am în colecție. Miroase categoric ca făcând parte din altă ligă. Acest parfum este suficient de unic, suficient de interesant, suficient de intrigant și suficient de masculin pentru a face parte din colecția mea categoric. Acest parfum îl văd mai degrabă, așa cum v-am zis, de tip casual, sau nu știu dacă v-am spus, dar evenimente de tip casual în sus. Chiar și la un eveniment foarte sofisticat și foarte cu ștaif, acest parfum va face o impresie foarte, foarte bună, o impresie excelentă. Per total v-am spus, nota 9,5 acestui parfum, mi-aș fi dorit să aibă o concentrație un pic mai puternică, ca și, deci în loc de apă de toaletă să fi fost apă de parfum, dar sunt mulțumit și cu apa de toaletă, pentru că performanța lui pe pielea mea duce undeva la 8 ore maxim, ca și longevitate, cu o proiecție de 3 ore. Este mult peste ceea ce alte parfumuri în concentrație de apă de parfum scot. Recomandare dacă acest parfum merită să fie achiziționat 100%, da, dacă aveți ocazia vă recomand să-l testați, testați și varianta de apă de parfum ca să vă puteți face o idee cum miros fiecare, pentru că apa de parfum are o deschidere foarte agresivă, o deschidere explozivă, pe când acesta este mult mai cizelat, este mult mai temperat, dar miroase într-un mod total diferit de apa de parfum. 9,5, sunt extrem de mulțumit de acest parfum, sunt foarte încântat că am acest parfum în colecție și am să închei acest video aici, așteptând eventual comentariile sau părerile voastre despre acest parfum. M-am simțit dator să fac această recenzie pentru că am văzut în ultimul timp că videoul pentru apa de parfum este vizionată și astfel că vreau să dau posibilitatea pentru a putea compara prin intermediul recenziilor cele două parfumuri și pentru a putea avea un basic package în ceea ce privește ce alegere ar fi mai potrivită.
Până data viitoare, vă doresc numai bine!